În primăvara acestui an, 2600 de locuitori ai zonei au semnat o petiție prin care au cerut ca aici să fie creat un pasu. Există în prezent un teren de 90 de hectare care se află în proprietatea statului și pe care primăria sectorului 6 își dorește să retrocedeze. În condițiile în care în zonă există doar betoane, nu avem niciun spațiu verde. Cel mai apropiat parc este Parcul Drumul Taberei, la care se ajunge în condiții de trafic de acum, într-o jumătate de oră, într-un caz fericit. Și cum să ieși cu copilul, cu căruciorul, să mergi de aici până în parc la Drumul Taberei? Pentru că efectiv alt spațiu verde nu există. Mai fi la Brâncuș, dar e tot la fel de greu de ajuns. Cel de la Brâncuș e foarte greu. Ne dorim ca aici să fie creat un parc de către sectorul 6, pentru că terenul pe care îl avem, îl vedeți aici, este un teren foarte mare. Este deja un teren care are vegetație, poate fi foarte ușor transformat în parc. Acum 6 ani, încă aici erau sere, exista structura metalică a serelor, exista suprafața vitrată a serelor, proprietatea statului. S-a furat încet, dar sigur, după cum vedeți acum nu mai există urmă de sticlă sau de metal. Tot ce a fost aici, hectare de sere, a fost curat. Primăria a stat pasivă, nu s-a uitat, nu a interesat-o că aici s-a furat tot din banii statului. Vreau să vă spun că totuși... se aude, da? Totuși, consilierii locali sector 6 ai USR au făcut un proiect de hotărâre de consiliu local și l-au depus la primărie pentru ca aici să se facă parc, iar primăria a răspuns în scris că acest proiect al parcului este prematur, că încă nu s-au soluționat viitoarele posibile cereri de retrocedare și că nu se știe cât teren poate rămâne pentru parc. În condițiile în care totuși sunt 98 de hectare, iar cetățenii din zonă cer din 2015 ca aici să fie parc. Se poate păstra un teren de o porțiune de 10 hectare pentru parc, dacă dorește primăria, dar se pare că nu dorește. Mă spuneam mai devreme că în primăvară 2600 dintre voi au semnat o petiție prin care ceream ca aici să se facă un parc. În martie, petiția respectivă a ajuns la Primăria Capitalei și la doamna Firea direct, la adresa dumneei personală de e-mail. A fost ignorată, s-a făcut o revenire la petiția respectivă. Din martie și până acum, doamna Firea și Primăria Capitalei refuză să răspundă locuitorilor zonei. Sunt 2600 de semnături pe acea petiție, ignorate de autorități. 2600 de oameni nu contează pentru Primăria Capitalei. Acum mergem ca și până acum, spre centură. Și o să ne oprim la blocurile primăriei, să le vedeți.